Ce ne vom permite în prietenie? Ce-i prietenia? Voi cum? Hai să încercăm câteva răspunsuri, să vedem. Și cum să traducem că prietenia, ce îi? Prietenia cu o fată, ce-i? Perioada de cunoaștere, zice fratele, de tatonarea terenului, da? Altcineva, ce-i prietenia? Perioada asta, numită, o numim generic, zice, am avut o prietenă. Ce-i? Fetele, ce ziceți voi? Ce-i perioada asta? Pentru băieți, deci când stă numai de Domnul să plece din oglindă, să știți că-i bai. V-a devenit adolescent. Deci, fetelor, cum ați defini prietenia? Ca fiind ce? Îi sinonimă cu anatomie. Știi ce-i? Nu știi ce e anatomia? Într-adevăr că e un cuvânt, nu tu. Auzi că Dani mi-a spus, ei, vorbim, era culmea să nu știi tu. Dar anatomia, odată că e o știință și se învață în clasa 7-a în România, sau se învăța, și se ocupă cu corpul uman. Studiu corpului uman. Dar prietenia e anatomie? Adică studiem corpul uman? Da, se întâmplă așa. De ce? Pentru că nu-i delimitare morală. Să zicem că ești la vârsta în care, da, ar fi perioada, deși prietenia nu are nimic, prietenia nu se clădește pe profit, ci pe respect. Deci o prietenie reală nu-i pe profit, e pe respect. Și dacă cumva v-ați pricopsit cu un pretin care vrea să profite, trimiteți-l la mamă sa acasă. Că trebuie să-l mai țină 7 ani, că n-are bun simț. Că vrea să te descalifice ca fată. Dar, la urma urmei, imaginați-vă că ați avea vreo 10 pretini. Tăți din Viena, tăți din Emanuel. Că 11-le ai vrea să te măriți. Și ăștia tratează prietenia pe profit, nu pe respect. Adică ei cred că în prietenie se învață anatomie. Mai poate sta soțul tău cu tine în biserică? Eu zic că te muți în România, nu undeva prin Austria, în România, că scrapă obrazul de rușine. De ce? Că n-ai avut delimitare morală. Deci odată fiți foarte atenți la cine și când. Cu cine e relația de prietenie? Când e relația de prietenie? 3. Grijă la ce se întâmplă în prietenie. Că ce, ne tot pupăm până... Bun, dar când te vei opri? Că cu 11-lea când te-a luat ăsta și ăsta știe că toți ceilalți au făcut ca el. Vă dați seama cât de periculos poate fi? Să știți că am avut și situații de divorț. Din pricina asta s-au ajuns în divorț. Știți de ce să ajunge aici? Pentru că nu-i delimitare morală. Vă rog, înainte să stabiliți, când intrați într-o relație din asta, să stabiliți că prietenia nu-i curtare, în primul rând. Adică n-are rost să te gândești la 16 ani, să te gândești că te măriți cu el. Deci e o controversă destul de mare și în lumea conferințelor și așa pe tema asta, dar e cu bătaie lungă. Prietenia are rolul de a cunoaște oameni și nu se referă la doi oameni apropiați, ci la grup. Adică toți tinerii din biserică, când, în prietenie, știi ce fac? Să segregează grupuri mai mici. Noi le numim într-un limbaj așa mai neacademic, bisericuță. Adică e grupul ăsta de tineri, nu, asta îi. Acolo sunt anumite simpatii, dar încă nu-i nimic. Acolo ajuns să cunoști oameni. Te uiți la el, ți-a fost drag așa că l-a pus aici să cânte o cântare în față, sau ți-a fost dragă că a spus o poezie, dar te duci la restaurant cu grupul ăla, 5-10, și-l vezi că ăsta molfăie când mănâncă. N-are el, nu știe el cum să mănâncă cu linguriță și cu țiți și cu nouă de șervețele și felegos și vai de el. Ce se întâmplă în prietenie? Zici, bă, direcția nu-i bună, trebuie să mă întorc, mă duc acasă în viteză. Asta e rolul prieteniei, să cunoști oameni. Și cu toate că uneori ai impresia că e sfântul Vienei, după ce te măriți, harapa-l devine zmeu. Nu mai poți face nimic.
De aceea, delimitarea morală despre care vorbim, e ferice de omul care nu se duce, nu se așează, noi numim asta generic delimitare morală. E valabil pentru orice pocăit asta. Adică dacă un pocăit nu stabilește, băi, în locurile alea, nu mă voi duce niciodată. Nu voi permite ce legământ face Iov cu ochii lui. Iov care nu era tânăr când face asta. Ce zice el în legământul ăsta? Că nu voi opri privirea asupra unei fecioare. Stabileșteți asta dinainte. Noi am înregistrat un podcast despre mersul la mare. A fost grozav. Cred că au avut vreo 50 de kilo de vizionări. Și întrebarea noastră a fost dacă e păcat să mergi la mare. S-a pus titlul ăsta ca să fie și atractiv, ca să-l deschidă oamenii. Și întrebarea noastră nu era de fapt că noi n-aveam nimic cu Constanța, Mamaia și Eforie Sud. Noi aveam ceva... Noi vroiam să răspundem la întrebarea din spatele întrebării. Adică, e normal să-ți dezbraci femeia ta, nevasta ta, în văzut tuturor? Că dacă zic e păcat la mare și ui la ăsta, cred că s-o da Justin Copac ieri. Să nu merg la mare, mă. Dar eu nu mă vă întreb. Și voi gândiți-vă. Într-o lume hiper-hiper-sexualizată, cu minți tot mai bolnave, e normal să te dezbraci în văzut tuturor? Și apoi când ești dezbrăcată, eu vin și pun un banner cât Mamaia, oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, aș prea curvit în inima lui cu ea. Ce părere aveți? Și Dumnezeu să spună Marcel pune-l și care face-l și trăznesc pe loc. Rămâne plaja goală. Știu că vor apărea niște genii carpatini aici care zic că da, eu nu mă n-am nicio. Bineînțeles că nu te cred, poți să zici ce vrei. Dar în răspunsul nostru, în zbaterea noastră a fost, cum e posibil contaminarea socială să fie atât de puternică? Dacă eu aș suna la oricare dintre voi acasă și tu ai fi în lejerie intimă în casă, mai deschide? Ai zice, da, intră frate Marcel, hai, poftim, hai că... Ai face asta? Ce mi-ai răspunde? Imediat, și ce faci? În următoarele secunde ce vei face? Te vei echipa, te vei îmbrăca și mă vei primi decent. Nu știu cum să face cu nisip sub picioare. Nu, n-are nicio treabă. Când simțim căldură în tălpi, asta e zbaterea. Nu, marea n-are nimic, marea cred că e sănătoasă. N-am fost niciodată, că n-am avut nici bani și n-am avut nici vreme. Dar trebuie să mă duc măcar să o văd. Dar am fost pe ocean cu barca și în America și Australia. Dar eu vă ridic asta la rând. Știți ce e asta? E delimitare morală. Adică, de ce te duci tu în locuri periculoase? De ce te poziționezi tu și te automutilezi? De ce? De ce faci asta? O, să nu mai fiți în mințile berbecuțelor ăștia, care să așa, nu mai vorbim acolo, deja e grav de tot. De ce? Nu-i delimitare morală. Delimitarea morală ține de locul unde mă duc, oamenii cu care mă duc și de lucrurile pe care le voi face. Stabilește în seara asta că dacă totuși ai o relație de prietenie, mai mult decât prietenia, cunoaștere și ești spre curtare, stabilește de pe acum care sunt atingerile pe care le vei permite. Că dacă nu stabilești dinainte, ai rupt parapeță și ești ieșit în decor. Stabilește-ți dinainte. Și, apropo, spune și lui sau ei că asta nu vom face niciodată. E valabil și în conferințe de familie când mă duc, dacă tu nu stabilești în familie ce ne permitem și ce nu ne permitem. Ce-i moral și ce-i imoral chiar în familie. Că dacă nu, mai ales într-un context în care să rescriu valorile, definițiile, conceptele. Dacă tu n-ai... Deci avem nevoie mai întâi, avem nevoie de delimitare morală, numesc delimitare morală o marcare a teritoriilor în care mă mișc, a zonei în care mă mișc, oamenii cu care, locurile în care și lucrurile pe care le voi face. Vă fac numai o provocare și voi gândiți-vă numai aia. Sunt locuri, lucruri și oameni pe care acum, de care acum ți-e rușine. Că ți-ai permis o chestie și asta te îngroapă pur și simplu. Ai mustrări profunde, ai nevoie de
de niște stări de rugăciune, de niște stări de eliberare teribilă, pentru că sunt niște apăsări la nivel cognitiv cum nu-ți poți imagina. Numai pentru că n-ai delimitat foarte clar și n-ai stabilit peste gardul ăsta, nu voi sări niciodată. Asta e delimitare morală. Și în societatea noastră în care barierele le-au picat, le-au dărâmat, societatea le-au dărâmat. Adică nu există nicio opreliște. Mama zicea că ori albă, ori neagră. Noi am zis, da, este zona gri. În generația copiilor mei, negru aproape a dispărut, e numai un pic de alb și restul gri. Tăti voie, că nu scrie. Și asta era când erați voi, dar Dumnezeu e același și ieri și azi și în veci. Cultura se schimbă, filozofia se schimbă, dar Dumnezeu rămâne același. Deci singura modalitate ca voi să rămâneți în picioare și să fiți copacul acela care să, ca un copac să din lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, mai întâi nevoie de delimitare morală. Dacă n-ai stabilit chestia asta, te vei prăbuși. De pildă, e nevoie să stabilești cât vei sta pe zi pe telefon. Este un automatism așa în care te tot cauți, ai o chestie, te scoți telefonul. Iar faci un gest, iar lei, e ceva mecanic. Nu-i bai că ți-ai uitat Biblia, nu vii tu cu Biblia la biserică, nu știi ce e aia, dar telefonul să nu lipsească. Uneori le spun la tineri, îi spuneam unei fete, eu nu te înțeleg, cum poate să sune telefonul în biserică, i-am zis. M-a sunat un prieten, ce prieten poți avea tu care nu știe că tu de la ora asta până la asta ești la biserică? Ce prieten e ăsta? Ăsta e un prieten care n-are nimic cu biserica, că el la rândul lui trebuie să fie în biserică la ora asta. Pocăiță de obicei, duminică dimineața, unde-s? În casa Domnului, nu? Dar dacă el te sună, sau te sună să spună o întrebare din Biblie că au auzit la predicatorul lor, m-aș mira, dar m-aș bucura să fie așa, dar m-aș mira parcă. E chestii de studii biblice. Nu e așa că ai nevoie să-ți stabilești? Eu zic să vă stabiliți. Nu numai cât și la ce. Te rog, stabilește-ți asta. Niciodată nu voi accesa un gunoi de genul ăsta care mi-ar afecta mintea iremediabil pentru mulți ani. Suntem generația cea mai controlată la nivelul minții. Cea mai dependentă de tot felul de lucruri. Eu eram la Londra când elevii în școală au făcut un meeting că un soi de revoltă, că nu-s de acord cu ceasurile unde, cu ceas de genul ăsta, că el trebuie să calculeze acum, că uite, el nu-i chiar pe patru minutarul și el se stresează până când calculează, deci acum cât e 8 și cât, și trebuie electronic care să-i spună 8 și 18 minute. Că el se stresează, că mintea lui e foarte leneșă și nu poate el calcula, că dacă calculează obosește și face ceva atac de panică. Înțelegeți? Deci eu m-aș bucura, frații, să observe. M-aș bucura să-i... Da, scrie, am un timp ce vorbesc prietenului tău, chestia aia, never forever. Chestia aia, gata. El o să spună, m-a mărășit inima, mi-eu viața, du-te acasă-te dacă atâta ți-e capul, că nu ești de nimic. Cunosc psihologia asta, sunt mort, eu fără tine nu pot trăi. De altfel, v-aș da un exemplu, că îmi vine în minte și îl putem și citi, dragii mei, un exemplu care ne pune în uimire vis-a-vis de oameni. În 2 Samuel 13 este, cine nu știe sau poate parafrazăm, dar putem și citi, Amnon și Tamar. Amnon și Tamar sunt doi frați. E adevărat că sunt frați numai de pe tată. Dar Amnon și cine e Amnon și Tamar? Sunt doi copii al lui David, da? Ce face Amnon? Ce zice Amnon odată? Ce se întâmplă cu Amnon? El n-are delimitare morală și se îndrăgoșește de sora sa. Dar oare s-o fi îndrăgostit, ori o poftit-o? Poate că putem discuta între poftă și iubire. Voi ce ziceți? O fi iubit-o? Că... Las că citim și apoi noi ne dăm seama că doar Duhul Domnului mai deștept decât noi tăți la oaltă. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar. Și Amnon, fiul lui David, deci cu Absalom erau frați-frați, zice, cu Amnon, și Amnon, fiul lui David, a iubit-o, zice. Așa zice Biblia, dar și deocamdată lăsăm așa. Și să citim. O iubit-o de era chinuit. Zice că așa-i dragostea asta, ne chinuie.
Zice, Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut beteag la pat, fiți foarte atenți. Deci așa îți scrie înapoi, de spune că lășamu. Și mi-a spus la biserică, la tineri, îi un predicator acolo, mi-a zis că eu trebuie să delimitez moral spațiul în care mă mișc și tocmai am aflat că îndrăgosteala de un tânăr necredincios poate să fie extrem de periculoasă. Că nu împărțim același valori. Trimite mesaj, acum, nu ne supărăm pentru asta dacă umblați la telefon. Scrie asta și el o să cadă bolnav, ca Amnon. O căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și îi venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Mai departe? Da, uitați-vă ce zice Biblia despre o stare. Zice că Amnon avea un prieten. Voi, lăsați textul aici că îl citim. Voi aveți prieteni din ăștia că te ceartă mama, tu îi scrii asta la o prietenă. Nu mă înțeleg cu ai mei. Și tu îi spui la o prietenă și ea îți răspunde, cu mine oricând vei găsi înțelegere, vei putea plânge la mine. Și în naivitatea ta tu crezi că prietina e mai bună prietină ca mama ta, care săraca și-ar da viața pentru tine. Ce e asta? E nestabilirea granițelor din start. Avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om, cum era prietenul ăsta? Șiret. Și ce i-a zis el, Ionadab ăsta, ce i-a zis lui Amnon? El a zis, pentru ce te usuși din zi în zi tu, fiul împăratului? Nu vrei să spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu, Absalom. Mă, zice, asta e problemă. Te rezolvi eu, zice. Că el nu-i Iosif, observați? Putea să-l aibă, poți să-l ai prieten pe Iosif sau poți să-l ai prieten pe Ionadab. Ionadab, știi ce o zis? Culcă-te în pat și fă-te bolnav. Nu ești, dar prefă-te. Voi ați vrea un prieten din ăsta? Nu ești bolnav, dar prefă-te că ești. Și când va veni, uitați-vă ce strategie concepe un om viclean, care n-are delimitare morală. Nici Ionadab, nici Amnon n-au delimitare morală. Când sora sa-i va spune, băi omule, să nu facem o asemenea mișelie în Israel. Dar ăsta n-are delimitare morală. Pentru omul care nu-i din neamul lui Dumnezeu, nu există reguli. Regulile sunt pentru oameni cu bun simț. În România este o vorbă că închizătorile, încuietorile, pentru cine sunt? Pentru oameni cinstiți, nu pentru hoți. Hoțul n-are. În România cum era? Ce, ca să anunțăm că nu suntem acasă, ce puneam în ușă? Ce pune la țară oamenii? Mătura. Deci trăgeai ușa, puneai mătura în clanță, jos, până jos, și tu ai anunțat, n-are rost să vii că nu e acasă. Dar asta e pentru hoți? Nu, e pentru oameni cinstiți. Dar când Ionadab se pretin, ce rost are să-i spui că e o sora ta și n-ar trebui să... Are? Nu. Pentru că dacă n-ai delimitare morală, n-ai un spațiu în care te miști, nicio regulă nu mai contează. Ăștia, pretinii ăștia, noși, care vrea să mă pupe când ne despărțim la 14 ani. Du-te tu și învață regulile, teorema lui Pitagora, că tu nu știi calcula lungimea ipotenuzei și vrei să o pupi pe colegă ta. Care e rațiunea? Pentru ce? I-am zis. Dar pentru ce face asta? Am zis. Eu am zis că e soră. La 14 ani, pentru ce să pup tu pe colega ta? Pe câte am zis, tu pe aceeași în toată ziua sau? Observați? Ce comportament care aproape că devine normal. Delimitarea morală, știți cum s-a terminat povestea asta? Ca să nu o citim până la capăt. Că Ionadab va ajunge să se culce cu sora sa. Că Amnon, că Ionadab are un proiect ticălos, drăcesc. Și până la urmă ajunge să facă. Știți cum se încheie? Zice, lasă pe femeia asta de aici că nu o pot suferi. Păi zis că te usuși, că o iubești. Ne dăm seama la final că nu o iubea, o poftea. Și ăștia care vă spun în colțul școlii, colțul curții școlii, că vă iubesc, ăștia nu, ăștia vă poftesc numai. Ăștia care poftesc de obicei are un tip comportamental. Ăștia le place să vă tot atingă. Când spune două vorbe și iară pune mâna pe tine. Îți mai zice ceva, trece cu ochii, tu îi spui ceva, dar el trece cu ochii prin tine. No, ăsta vă poftește, n-are nimic cu iubirea. Că nici nu știe ce e aia la urma urmei, că asta se descoperă mai târziu. Noi am avut oameni cu 78 de ani de căsătorie în nepos. Și bătrânii ăștia au trăit numai
două săptămâni unul fără altul, că se iubeau pe tare, după 78 de ani, când le spun în consilierile premaritale, când vin mirii înainte de nuntă și le spun cam cu ce să mănâncă căsătoria și ce presupune asta și să fie atenți la cutare și la cutare, eu le dau cazul ăsta, 78 de ani. Când aud 78 de ani, m-aș trec mâna prin părtăți. Că se gândește fata, aproape un secol să-l suport pe ăsta, ai de mine. Trebuie să te duci mai departe după căsătoria. Deci delimitare morală. Dar delimitarea morală se poate păstra numai dintr-o dorință spirituală. Adică delimitarea morală și ascensiunea spirituală, zice, și își găsește plăcerea în legea Domnului. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Na, nu mai fac o precizare aici, apoi ne ocupăm de partea asta a doua. Nu dacă citești în Biblie, dacă e între plăceri legea Domnului. Adică nu, dacă te-o pus la cuvânt, cum să nu citești? Frunzărești un pic ceva prin Biblie, cu ce ai melodii încolo, din coci, a ieșit ceva. Dar eu spun, îi între plăceri? Dacă, hai să încercăm să enumerăm câteva plăceri. Plăcerea de a vizita, de a te plimba, plăcerea de a cânta, plăcerea de a mânca. Că ăștia fac reclamă la mâncare, ne îndopă, după aia zice, faci reclamă la dietă. Și amu, v-am făcut de 130 de chile, acum vă dăm o soluție să slăbiți. Și urmează în sens invers. Și oamenii zic, eu nu pot, că atâta mii de poftă. Deci e o plăcere. Dar bun, între plăceri este și legea Domnului. Deci nu dacă citiți, nu dacă citim, ci dacă legea Domnului între plăceri. Că ce zice Psalmul 1? Nu se duce, nu face delimitare morală, ci în contrabalans își găsește plăcerea în legea Domnului. Știți cum a zis un frate? Zice, hai cu tot greu, zice, să ne și rugăm. Înțelegeți? Aș vrea toți bărbații, toți băieții de aici să faceți în seara asta un legământ cu voi, o delimitare morală. Spuneți în seara asta, eu chestia asta nu o să mai fac niciodată. Tu știi care, nu trebuie să mi-o spui mie. Ție, promiteți, chestia asta nu o să mai fac niciodată. Cu oamenii ăia, eu nu mă mai duc niciodată. Că unele lucruri, știi de ce se întâmplă? Mama îți spune când vii acasă, mă, dragă mami, parcă nu-mi place cu cine vii, mă, nu-s colegii ăștia seamănă cu unul din Gadara, din Marcu 5, parcă n-aș vrea să vii cu ei pe drum. Păi, zice, ești mai bun ca pocăiță. Dumneavoastră ca mama ați primit replica asta. Hai, mamă. Asta mai bună ca un pocăiț, zice. Nu, bun. Mai hai de două ori, că apoi vorbim. Delimitare morală. Dar delimitarea morală e posibilă numai cu condiția să existe ascensiunea asta spirituală. Adică, în timp ce unele le scot, trebuie să îngrămădesc lucrurile Duhului, că altfel nu pleacă faptele firii. Degeaba ați propuit în seara asta, știți, pocăința nu e o chestie de sforțare, că gata, zice, mă forțez să nu mai înjur, că eu cam înjur, nu, dragii mei, că pocăința e o chestie de transformare, adică nu simți nevoia asta, nu vreau așa ceva. Pocăința înseamnă să te lipești tare de bine și cum să fii față de rău și să-ți fie groază, tare groază de rău, dar noi le cam iubim și amândouă. Parcă mi-ar plăcea un pic și din chestia asta. Îmi iei tăt? Aia nu. Păi nu, că nu le luăm, că omul nou le lasă deoparte. Deci vă sfătui pe toți tinerii și pe părinți. Să fiți foarte, foarte atenți la delimitarea morală. Aș spune ceva părinților, că tentațiile părinților devin viciile copiilor. Ce pentru tine era o tentație așa care te străfulgera din când în când, pentru pruncii tăi devin viciile lor. Delimitarea morală înseamnă să stabilești clar oamenii cu care nu. De pildă, ce zice Solomon în Proverbe? Cu cel iute la mânie, ce zice el? Să nu te însoțești. Și cu ăla care nu-și poate ține gura, să nu-ți faci de lucru. Care e ăla care nu-și poate ține gura? Ăla care zice, spun o chestie, dar vezi că numai ție spun, nu cumva, zice, să te învingă șarpele, să mai spui uneva că, zice, îi prăpăd. Numai că pretinul ăsta tău când pleacă din gătine, se întâlnește cu alt pretin
Și despre cine crezi că vorbește? Despre tine. Ce vezi, nu cumva îi spune și la ăsta și tătă Viena Gemei, emisiunile de știri apă cu deploie. Deci cu ăștia, zice, să nu te însoțești. Viorel Iuga, că tot a fost de curând la voi, mi-a povestit că l-o chema cineva la mici odată în Arad. L-o chema la mici, s-a dus cu mâna în buzunar, că nu-i venit cu micii mei la tine, că-i mănânc la mine atunci. Ăla au făcut mici de la el, au mâncat, s-au bucurat, s-au discutat. Săptămâna următoare o gemut așa jumate Aradu, că fii atent la ăsta, vine la mici cu mâna în buzunar. Viorel i-a spus, bă, dragul meu, te-am iertat, dar nu te uit. Că asta e o vorbă, nu vă gândiți că e din Biblie, că a ierta și a nu uita, e nebiblic. Păi dacă uiți, repezi prostia. Deci eu te-am iertat, dar n-am uitat. Mici cu tine, numai. Cu tine putem mere numai la pizza, la mici nu se poate. Sau numai la o apă minerală, atât. Deci asta înseamnă delimitare. Știu foarte clar, mă delimitez de oamenii ăștia. Dar trebuie ascensiune spirituală. Ca să poți turna peste lucrurile alea, ca să le lași, să delimitezi, va trebui seara asta să te întrebi. Și vă rog să vă întrebați, legea Domnului între plăceri? Domnul zice că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, plăcerea voastră, dar dacă nu iubești, cum îți poruncile? Sunt complicate, grele, imposibil. Zice, scrie în Biblie, dar nu se poate, zice. Asta numai scrie, dar nu... Legea Domnului îi între plăceri? Ai trei plăceri, nu știu care sunt, între ele e și legea Domnului. Și poate e prima. Că de pildă cei ce au primit propovăduirea în fapte 2:37, zice apoi în 41, în 2, fapte 2:41 în jos, zice că oamenii ăștia au făcut vizibilă pocăința lor, delimitarea lor, că își găseau plăcerea. Nu au zis, nu le-am învățat deodată, nici nu le putem lăsa deodată, că noi mai practicăm asta. Și am eu le-am învățat o viață, m-am pocăit, dar nu le pot lăsa deodată. Uite când mă uit la trei mici, le-o lăsat deodată. Nevastă mea a lucrat la sala de nașteri toată viața, o moșit toată viața. N-am auzit să-mi spună, una de-a mus 2 ani, tot în travalie o femeie. Păi ori născut, ori născut, cum adică? Păi, numai în plan spiritual ce s-au născut, dar nu-i născut de tot. Și că el se tănaște, că nu se poate naște deodată. Dragii mei, numai sfințirea, dar sfințirea nu e un proces spre gata, ci de la gata în sus. De aceea noi citim în Biblie, în Matei 24:42, ce fiindcă Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, de aceea, deci nu ascultați pe internet că o descoperi nu știu ce mari predicator data în care vine Domnul. Dacă Domnul zice că nu știe nimeni, apoi nu știe nimeni, nici fratele Lazar Gog nu știe. Înțelegeți? Deci nu știi chiar nimeni. Le lăsăm așa. Nu că au crescut știința și da, nu știu Dumnezeu cât va crește știința, că nu zice că nu știi nimeni. Deci asta e o altă aberație. Bun, dar el zice că de aceea, pentru că nu știe nimeni ceasul și ziua, de aceea și voi fiți gata. Ați fi în seara asta? Voi tinerilor ați fi? Noi am fi? Noi dacă am dat un cupon de hârtie și am zis, ce scrie aici dacă ești gata? Ce zicem noi? Mă pregătesc, că pocăința e un proces, așa e, dar de la gata în sus, nu spre gata. Când eram în liceu îmi plăcea enorm, să jucam fotbal de dimineața până seara. Am avut o plecare grozavă spre toate sporturile. Numai că a venit Bacu. Că ăsta vine cu toate că joci tu fotbal. Și am zis noi băieți, băi, de luni tăți băieții cu burta pe carte, că vine Bacu. Cum toată săptămâna are o lună, ne-am trezit în lunea de înainte de Bac. Și apoi a fost plânsul și strânirea dinților. Am zis, cât o-i mai face școală, nu o să mă mai duc la vreun examen și să nu fiu pregătit. Gata trebuie să fii. Te rog să iei o decizie fermă, că tu știi care, pe unde bați așa Viena. Și voi băieților iarăși știți.
Vă rog să stabiliți delimitarea morală. Până unde mergi? Vezi că există un prag peste care dacă treci, nu te mai poți întoarce. Te-ai dus prea departe. Aminteam aseară, Dumnezeu a jurat în mânia lui, nu vor intra în odihna mea. Gata, s-a dus prea departe. Singura modalitate de a face activă delimitarea morală îi plăcerea asta, ascensiunea asta spirituală. Să-ți găsești plăcerea în lucrurile Domnului. Să-ți dragi? Te-ai putea ruga singur între colegi. Colegii tăi, nu știu ce le trece așa, le străfulgeră prin creasta minții. Bă, tu parcă mergi la pocăiți, iar rostește rugăciune. Ai putea? Nu vă dați seama cât de mici suntem uneori. Ai putea spui două, trei lucruri, cinci lucruri în rugăciune. Noi spunem uneori, zice, ăștia erați nou, cum nu știu Biblia, dar noi o știm? Noi știm, dumneavoastră ce părere aveți, noi știm Biblia? De pildă, vă dau un exemplu. Ați putea să-mi dați acum cinci referințe din Biblie perfecte, adică capitol, verset și să-l auzim citatul. Ați putea? Nu 50, 5. Dar ce zic eu 5? 3. Când am pus întrebarea asta în biserică, o zis, frate, păi eu știu psalmul 1. Ce zice versetul 3, am zis? Ca să fie referința întreagă. Deci deodată îți vine Ion 3 cu 16, dar nici nu știu unde se oprește și Ion 3 cu 16. Oare tăti în 16 sau trece și în 17 un pic? Ce ziceți? Și deodată cunoscătorii nu sunt așa cunoscători. De ce? Pentru că deși ai vrea să delimitezi moral, nu există ascensiunea asta spirituală. Nu crești, nu-ți dorești, nu urmărești nimic. Când eram copii, tata ne duce la cosă. Și cosa e un instrument de tortură. Nu cu cosătoare. Cosă. Adică nu îți mai trebuie, nu mai merg la sală în veci. Faci abdomen, biceps, pectorali. Deci arăți, spun eu, și în aer liber. Și nici nu te ispitește nimeni, că-i numai mamă ta, după tine împrăște brazdile. La sală, nu știu de ce au unii predilecții acolo să se cam dezbrăce. Habar n-am de ce. Unii chiar n-au ce arăta. Și am văzut că acolo lene și eu steroiz. Și bă, cât trebuie să tragi de ferile astea până noi facem niște mușchi? Dă, zice, na, pune-mi venă. Și dai găleata de apă, nu încape în tricou, dar nu putea duce o găleată din biserică până afară. Că e artificial. Trebuie muncit. Și când ne ducem la cosă, ne duce la dimineață, nu știu dacă vă puteți voi imagina, vă spun am o chestie. Mama ne zicea să ne trezim dimineață să merem cu tata, că mai dormim pe drum. Bă, voi ați auzit ce vă zic? Deci mama ne zicea să ne trezim, să merem, că merem cu tata, nu cu mașina, nu cu jeep-ul. Deci trebuie să dormi mărgând, trebuie să fii atent și că cu mașina, noroc bun, dormeam clar. Pe jos, că atunci când se zărea de ziua să fim ajunși la loc și să ne apucăm de treabă. Și noi eram patru, tăți într-o minte, și mama să poată rândui cei de rânduit acasă, ca apoi să lua roua și venea mama la împrăștea la brazde și la făcut treabă la fânda. Dar când ajungeam acolo, tata făcea un lucru inedit pentru noi. Călca hatul locului, mejda locului, să știm până unde dăm noi, până unde cosim noi. Și călca locul. Asta e un exercițiu foarte interesant. La geometrie, voi cei care sunteți amul la școală, la geometria euclidiană, ați învățat că distanța cea mai scurtă între două puncte, cei? O dreaptă, o dreaptă. De aici până în microfon, în două puncte, cea mai scurtă distanță, îi o dreaptă. Dar cum tragi linia dreaptă? Aia e marea dilemă. Am văzut că tata știa geometrie euclidiană. Tata, tot îl vedeam că se poziționa, făcea niște exerciții, noi ne uitam la el, numai chicoteam, tăzi râdeam din el, nu-ți dai seama. Ce, Doamne, poate face, ne întrebam. Tot să uita undeva, noi ziceam că e cu capul în nor. Și apoi începea și mergea, uitați așa, prin iarbă și venea înapoi. Ce-a fi, mă, asta?
Se împiedica de un moșuroi din iarbă, de un lemn din iarbă. Mai pica, râdeam. Tata era un om iute, așa, și nu, parcă nu ne venea să credem. Gândeam despre ce gândesc a mei despre mine, un bătrânit. Când am crescut însă un pic mai mari, tata mi-a spus o chestie foarte interesantă. Dragilu' tata, ca să croiți cărarea dreaptă, mergi de-a locului drept, fixați-vă un reper în costă, sau cum i-o fi zis el, un copac, un nu știu, și nu vă luați ochii de acolo, indiferent ce se întâmplă la picioare. Când m-am dus la școală, nu aveam totdeauna liniar și profesorul îmi spunea, Marcel, pune creionul în punctul din care vrei să pleci și fixează-ți privirea în punctul unde vrei să ajungi. Și curaj. Care e tendința noastră? Tendința noastră e să ne uităm la vârful creionului, nu-i așa? Și cum o tragi când te uiți la vârful creionului? Un curs elisoidal, greu de, nici nu seamănă cu o dreaptă. Când dumneavoastră ați învățat să mergeți pe bicicletă, ce vă enerva grozav? Vă enerva grozav. Ce vă zice ăla care vă ținea de șaua bicicletei? Uită-te în față, păi chestia asta mă scotea din minți. Nu te uita la pedale, mă, ți-am spus, erau frață mai mari, mai înșit dădeau câte una. Uită-te, mă, în față, îmi zice. Cum să-mi dau eu rota, mă gândeam să mă uit eu la rota mea, cum... Și cu toate astea fiți foarte atenți. Când reușeai să-ți ridici ochii din pământ și să te uiți la linia orizont, erai salvat. Ăsta era secretul mărsului pe bicicletă. Dar care-i mărsul, secretul mărsului în biserică? Secretul unui tânăr care e ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Unde privește? Unde privește? Dacă tu te uiți la cultura vremii, la colegii tăi, tăteau pretin. Șamele îmi ziceau așa, tate, colegiile noastre au pretin. Bă, fetele lui tata, du-te mâine și spuneți-le la colegiile voastre că voi, ca ele, puteți fi azi ele ca voi, numai. S-o gătat. Atâta tot. Mergi și spuneți asta. A venit vremea când o să întâlniți băiatul ăla, s-a căsătorit numai cel de 18 ani, e acasă și că trei într-un an în plină pandemie. Am scăpat rapid. Din unde știm bea cafeaua cu Marcela, că noi o beam într-o hărmălaie teribilă și acum e o liniște mormântală. S-aude cum sorbim cafeaua. Numai noi. Da, dați veniți, fii pe pace. Îți veniți. Așadar, psalmul 1 e despre delimitarea morală și ascensiunea spirituală. Fericirea ține de înțelepciunea de a stabili zona în care te miști. Tu ești pocăit. Vă aduceți aminte de Iona? S-o coborâ la Tar și s-o urca pe o corabie. Și la Iafo, am fost de curând de 2-3 luni în Israel. Și au început să călătorească, dar pe mare a venit o furtună. Și când s-a stârnit furtuna, Iona unde era? Dormea, era coborâ jos și dormea. Somnul morții, cum zice psalmistul în psalmul 13, ca să n-adorm somnul morții, zice el. Și l-au trezit ăștia la alți. Și au zis, dar de ce dormi, scoală-te. Și îi pun 5 întrebări și Iona răspunde la 2. Zice, sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Dacă ești evreu și te temi de Dumnezeu, ce caz cu noi pe corabie? Dacă tu ești pocăit, deși ești un club în discotecă în Viena, te întreabă unul un timp și te zbenguie acolo, dar tu unde mergi duminica? La biserică, zici tu. Păi și dacă tu mergi la biserică, deși ești cu noi, știi de ce? Pentru că n-ai delimitare morală. Ia. Știi de ce la servicii îți permiți chestiile alea? Știi de ce la școală ai glumele alea proaste, nesărate? Știi de ce le ai? Că nu-i delimitare morală. Ia. Vă rog să stabiliți în seara asta care-i marja, unde vă mișcați. Singura modalitate de a vă mișca corect este de a iubi legea Domnului.